Grindina și ploile torențiale din ultimele zile au lăsat urmări în județul Suceava. Două localități au fost afectate de furtunile din ultimele 24 de ore. După o ploaie de numai jumătate de oră, luni după amiază, la Bogdănești, recoltele au fost distruse, iar 10 gospodării au fost inundate. A plouat cu gheață, iar localnicii din Bogdănești au privit neputincioși cum torențiile intră în gospodării și în case. O furtună de 30 de minute cu grindina a făcut prăpăd și în localitatea suceveană Șerbăuți noaptea trecută. Culturile de pe 400 de hectare de teren agricol au fost distruse de gheață și de ape, în special cele de grâu și porumb. Lanurile de grâu au fost efectiv acoperite de gheață în strat de 15 cm, iar peisajul era de iarnă imediat după furtună. Puhoaiele au acoperit în câteva minute câmpurile, dar și drumurile din Șerbăuți, amenințând gospodăriile. O comisie din cadrul prefecturii va evalua pagubele produse în cele două localități. La fața locului au fost prezenți marți dimineață prefectul de Suceava Florin Sinescu, dar și șeful ISU Suceava, colonelul Ioan Burlui. Au fost ploi cu intensitate destul de mare, însoțite de grindenă și vijelii, care au creat câteva probleme punctuale, vorbim de comuna Bogdănești și comuna Șerbăuți. Au fost afectate 12 gospodării, apa nu a intrat în nicio locuință, doar în gospodării, deci în anexele gospodărești. Sunt 22 de podețe colmatate, drumuri comunale 20 de kilometri unde a fost spălată suprafața corosabilă, 35 de fântâni care sunt colmatate și peste 700 de hectare care au avut de suferit de pe urma căderilor de grindină. Sigur, imediat după ce aceste fenomene se vor sfârși ca intensitate și sigur după ce vom ieși din atenționarea meteorologică cod galben, colegii de la nivelul Direcției Agricole vor inventara și vor evalua aceste pagube la zona agricolă, dar important că în acest moment nu sunt pagube însemnate și totodată tot ceea ce înseamnă evaluare la elementele de infrastructură care au fost de asemenea afectate.